Gruparea Șor și Kremlinul stau în spatele organizării la Comrata marșului dedicat referendumului neconstituțional în autonomia găgăuză, susțin analiștii politici consultați de OneTV. Potrivit lor, evenimentele de săptămâna trecută nu au fost organizate la inițiativa autorităților din regiune și au avut scopul propagandistic de a transforma unitatea teritorială autonomă într-o armă de destabilizare a situației din sudul Republicii Moldova. Sute de persoane, printre care copii, dar și membrii ai Partidului Șor, care a fost declarat neconstituțional, au participat săptămâna trecută la un marș organizat pe străzile municipiului Comrat. Решили принять участие в данном празднике жителей Гагаузии, который является для них очень важным и характеризирует народ Гагаузии только самой лучшей, единой, светлой, вот такой солнечной и теплой стороны. Participanții au marșăluit pe străzile Comratului și au ascultat discursuri cu conotație separatistă susținute de autoritățile din Gagauzie, inclusiv de Bașcana Evgenia Guțul, aleasă cu suport портул кондамнатулы фугар Илан Шор. Этот праздник не просто родился на наших глазах. Этот праздник сотворили мы 10 лет назад. Журналистул Михай Сиркели а декларат ка партиципанти ла марш ау фост адуши ин мод организат ши а адмис фатул ка ей ау фост ремунерати финанциар, прецизанд инса ка пробе ин ачест сенс ну екзиста ин ачест момент. Ам обсерват ка аколо фост mai multe autobuze și microbuze care aduceau oameni pentru acest eveniment. Marșul a început chiar la stația Auto Comrat, unde este foarte comod. Acolo veneau autobuzuri, organizat aduceau oamenii și oamenii imediat Нет, на нашем предприятии не выходной, рабочий день. А как вырвались на марш? Отпустили с работы, разрешили. Președintele comunității Watchdog.md, Valeriu Pașa, a afirmat că în spatele acestor evenimente stau oligarhul fugar, Ilan Șor și Federația Rusă, care urmăresc incitarea spiritelor separatiste din autonomia găgăuză, dezbinarea țării noastre și împiedicarea aderării Moldovei la Uniunea Europeană. Marș nu a fost organizat de autoritățile din autonomia găgăuză, pentru că acestea nu sunt independente în deciziile pe care le iau și în acțiunile pe care le întreprind. Este o acțiune pregătită de Ilan Șor împreună cu curatorii săi din Federația Rusă, iar acțiunea a fost una de surginte propagandistică pentru a alimenta agenda presii din Federația Rusă și a formatorilor de opinii proruși de la Chișinău, pentru că acolo există dispoziții separatiste adevărate în rândul cetățenilor. Noi, din considerentul ăsta, s-a utilizat resursa administrativă. Directorul executiv al Institutului pentru Inițiative Strategice, Vadim Pistrinciuc, consideră că gruparea Șor urmărește discreditarea autonomiei găgăuze prin subminarea puterii regionale. Este organizat de reprezentanți unei grupări care, cumva, accidental și prin forme meschine, au ajuns temporar să fie în poziție de administrare în Găgăuzie. Deci, doi, această activitate nu are nimic în comun cu valorile, cu cultura, cu etnie, cu limba, cu tot ce reprezintă Găgăuzii. Este o acțiune făcută de niște coțcari, o acțiune îndreptată împotriva valorilor, tradițiilor, culturii găgăuzilor. Asta trebuie să știm cu toții. De cei care organizează aceste activități pledează pentru subminarea găgăuzilor, autonomiei lor și transformarea lor într-o armă, într-o, spunem așa, într-o instrument de destabilizare a situației din sudul țării. În data de 2 februarie 2014, în Găgăuzie a avut loc plebiscitul organizat ilegal prin ignorarea prevederilor Constituției și a codului electoral al Republicii Moldova. Exercițiul nu a fost recunoscut de către autoritățile statului, potrivit datelor oferite de reprezentanții Găgăuziei. În timpul referendumului, 98,9% dintre participanți ar fi optat pentru declararea independenței autonomiei, în cazul în care Republica Moldova și-ar pierde suveranitatea, iar un număr aproape similar de persoane s-a arătat în favoarea aderării regiunii găgăuze la Uniunea Vamală Rusia, Belarus, Kazahstan.